Bun. Spuneți-ne cum arată până acum pregătirile de aici din Austria, cât de mulțumit sunteți de echipă? Da, sunt foarte mulțumit de modul în care s-a pregătit echipa. Suntem împreună de 2 săptămâni. Am început prima parte la Sfântul Gheorghe, apoi a doua parte am venit aici în Austria, unde echipa, jucătorii se angrenează foarte bine la efort. A fost și este în continuare pentru mine o perioadă comprimată, o perioadă scurtă de pregătire, pentru că pe data de 8 iulie deja jucăm primul meci oficial, Supercupa României, și a trebuit să grăbim puțin ceea ce înseamnă pregătirea fizică. Având în vedere că eu sunt nou la echipă, a trebuit să facem această acomodare între mine și jucători și invers, dar s-a făcut foarte rapid. Concluzia generală, sunt mulțumit de băieți. Am avut și 2 jocuri amicale în care au jucat fiecare câte 45 de minute. Un rezultat a fost negativ, un rezultat pozitiv, însă până la urmă cel mai important este cum ne antrenăm și cum arătăm la primul meci oficial. Cât de exigenți sunteți cu ei? Am văzut că par destul de relaxați aici. Semn că se simt bine la antrenamente. Da, nu. În momentul în care jucătorii în antrenament sunt conectați și dau 100% pe teren, atunci eu nu sunt antrenorul care să mă exteriorizez, să țip la ei. Sau dacă eu îi văd că sunt ok și sunt ok până în momentul de față, atunci ăsta este un lucru care mă avantajează pe mine. Este clar că eu sunt nou la o echipă și toți jucătorii vor să demonstreze, dar și așa sunt caractere foarte frumoase, toți jucătorii aleargă, încearcă să dea maximum din ei, deci n-am avut până acum niciun fel de problemă, ceea ce sunt foarte mulțumit și din punctul ăsta de vedere. Adică ce înseamnă disciplină, a fost totul ok, n-am avut niciun fel de problemă. Are șanse Sepsi să se bată la titlu sezonul acesta? Trebuie să luăm pas cu pas. Avem 3 obiective de îndeplinit. Primul este Supercupa României, de pe data de 8. Apoi urmează Conference League. Iar apoi urmează să intrăm în play-off. După care este clar că în funcție de rezultatele pe care le avem, ne putem gândi la locul în clasament. Cum este să-l aveți pe Denis în echipă? Trebuie să fiți mai exigent cu el? Mă gândesc că treceți de relația tată-fiu. Da, așa este. Nu suntem la prima experiență, l-am mai avut ca jucător la voluntari. Este adevărat că față de ceilalți el are o responsabilitate în plus, pentru că trebuie să fie, să joace perfect, să antreneze perfect, dar până la urmă eu am mai spus lucrul ăsta pentru mine, nu numai Denis, toți care sunt aici sunt ca și copiii mei, când intru pe poarta stadionului sau pe teren, toți jucătorii au același tratament, nu fac diferențe, așa că n-am niciun fel de problemă. Important este ca toți jucătorii să înțeleagă că avem de îndeplinit obiective mărețe și trebuie să ne angrenăm la efort și la ceea ce înseamnă pregătirea noastră tactică. V-ați dori să-l vedeți jucând și la națională? Îmi doresc să văd cât mai mulți jucători de la noi, de la Șep și la echipa națională. Bineînțeles, și Denis, și Mihai Bălașa, și sunt mai mulți jucători care, Păun, Ștef, care pot juca la echipa națională, dar nu decidem noi. Decide randamentul lor din teren, și aici mă refer la meciurile oficiale, și bineînțeles decide selecționerul. Mai e puțin și vine meciul cu CSKA. Cum credeți că va fi? Va fi greu să treceți? Pe asta am spus, că trebuie să o luăm pas cu pas. Bineînțeles că am urmărit și noi tragerea. Ok, este un adversar puternic, o echipă de tradiție în Bulgaria, dar deocamdată trebuie să luăm pas cu pas, așa cum am spus, și trebuie să ne gândim la primul obiectiv care l-avem de realizat, Supercupa României. FCSB joacă tot cu CSKA, dar altă echipă. Da, sunt un fel de Craiovele la noi. Craiova și Craiova 1948.
Da, este interesant. Din câte am înțeles, încă o dată, o să ne focusăm când o să jucăm cu ei, mai avem timp, dar nu, vă spun faptul că am mai tras cât un ochi așa la statistică sau la analizele video pe care le facem noi. Avem program instat, Y-Scout, și ne uităm la ei. M-am uitat și este o echipă foarte bună, dar până atunci mai este. Ce obiective aveți din partea conducerii? Să intrăm în play-off, ăsta este obiectivul principal. Dorința noastră, a mea, a conducerii, a jucătorilor, este să câștigăm Supercupa și, bineînțeles, să mergem cât mai mult posibil în Conference League. Va fi mai puternic campionatul acum că a revenit și Dinamo în Liga 1? Vor fi mai multe derbiuri? Da, va fi mai puternic și mai spectaculos. Este clar că Dinamo este o echipă care face rating, Dinamo este o echipă cu tradiție în fotbalul românesc, cu suporteri minunați. Ați văzut când joacă și acasă și în deplasare, vine foarte multă lume la stadion și fac o atmosferă senzațională. Deci, din punctul meu de vedere, campionatul nostru avea nevoie de Dinamo în prima ligă. Cred că va fi mai spectaculos. Dacă ați vrea un jucător din Liga 1, indiferent de sumă, sincer, care ar fi acela? Pe cine ați aduce la Sepsi? În momentul de față suntem echilibrați pe toate posturile. Este adevărat că cei doi under care i-am avut, under 21, care am avut sezonul trecut, acum au trecut de vârstă și aici mă refer la Dumitrescu și la Ispas, așa că a trebuit să ne orientăm repede și să luăm doi underi pe Oteliță și pe Oroian. Mai avem și copiii noștri din curtea noastră, dar suntem echilibrați. Sunt mulți jucători care sunt foarte buni în România. Nu știu la ce v-ați referit, la străini, la români, dar avem un campionat bun și avem jucători foarte buni, dar deocamdată eu consider că avem un lot echilibrat, un lot bun, și este clar că tot timpul un antrenor își dorește să aibă un lot valoros și numeros. Da, mi-aș dori încă câțiva jucători, dar deocamdată încă o dată suntem foarte bine, sincer. Am mai văzut o situație așa de familie, frații Nițui în pregătire aici. Cum e pentru ei? Cumva e similar cu tenisul dumneavoastră, cu fiul dumneavoastră? Da. Este clar că Roli Nițului este un portar bun, un portar cu experiență, un portar care mi-i place foarte mult. Fratele lui mai are mult de muncit, pentru că este încă copil, încă junior. Are de la cine învăța. Are de la cine învăța și chiar sunt mulțumit de antrenorul cu portarii, de Cernea, care am văzut că lucrează foarte bine și îmi place modul lui de lucru. De națională mai vreau să vă întreb, cum vi s-au părut ultimele două jocuri? Dacă credeți că au fost exagerate criticile de după? Din păcate nu l-am văzut, pentru că a trebuit să venim noi am venit mai devreme în Austria și n-am văzut jocurile. Am încercat să doar ce am văzut pe site-urile noastre de sport din România. Ok, al doilea joc cu Elveția este un punct foarte important câștigat. Am văzut că toată lumea a vorbit de prestație. Ok, cu toții ne-am dorit ca echipa națională sau echipele noastre la care antrenăm să joace foarte bine și în același timp să și avem rezultate pozitive, să câștigăm. Dar, ok, obiectivul principal, acela de a nu pierde, a fost realizat și aici mă refer la jocul cu Elveția, însă este adevărat că am înțeles, nu știu, n-am văzut jocul, că am fost foarte dominați și au avut cei din Elveția foarte multe ocazii de gol și am avut șansă pe final. Practic am întors jocul în 3-4 minute, da? Ăsta este fotbalul, este adevărat. Noi ne dorim mult mai mult, pentru că ceea ce a fost în urmă, în spate, la echipa națională, îi obligă pe cei care sunt acum să facă mult mai mult decât fac ei până în momentul de față. Adică rezultatele noastre și jucătorii care au fost înainte cu calificări la campionatele mondiale, la campionatele europene, obligă generația asta de acum să facă mult mai mult. Mulțumim! Okay.